lecția numărul 5 la trigonometrie, bază de trigonometrie, să se arate 2 a tangent de x plus a sin de 2x la 1 plus x pătrat egal cu pi pentru x la fațiune infinite, minus pi pentru x la fațiune minus infinite, 1. Dacă avem ca sinus, trebuie ca 2x supra 1 plus x pătrat să fie cu x între minus 1 și 1. Asta este un jet de x. Să-i facem grafic. X, 2x, 1 plus x pătrat și g de x egal cu dreapta asupra învățătă la parabolă. La minus infinit, la plus infinit. Y egal cu 2x o dreapta, se trebuie să pasul până 0, limita la minus infinit, minus infinit, la plus infinit, plus infinit. Parabolă, plus x pătrat, e plus de plus timp, nu se chiar la asta cu x. Aici este 0, aici e minus și aici e plus. Limita la minus infinit este 0, la plus infinit este 0. Și acum, să vedem aici. X, O, Y. La minus infinit este 0, la 0 e 0. Așa. Punctele de maxim, punctele de extrem al g de x. Asta le facem acum derivat, că nu avem cum. Deci prima derivată g de x e egal cu 2 fel x derivat, 1 plus x pătrat, minus x, 1 plus x pătrat derivat, supra 1 plus x pătrat, 1 la pătrat, egal cu 2 fel 1 plus x pătrat, minus 2x pătrat, supra 1 plus x pătrat, la pătrat. Egal cu 2 pentru 1 plus x pătrat, supra 1 plus x pătrat, 1 la pătrat. Egal cu 0 pentru x egal cu minus 1. Cu minus 1, 0, 1, 0. G de minus 2, fac minus 2, fac minus 1. Și asta e 1. Deci, este cuprins între minus 1 și 1. G de x. G de x este cuprins între minus 1 și 1 și tot o rămasă definiție. Deci, vezi. Un alt mod de a gândi funcțiile. Deci avem o dreaptă supra o parabolă. Se studiază fiecare parte. Aici am cu graficul direct, dar am puncte de maxim și de minim de fel. Deci asta e maxim, asta e minim, numai cu derivata întâi, o să am vrează egal cu 0. Derivata a doua. Dacă e mai mare ca 0 sau mai mic ca 0. Am văzut, acum să vedem, da? Da, domeniul maxim de definiție, da? Este. Și mergem și pe partea de drum. Deci acum. Doi arctangentă de x. Plus axii. Egal, de exemplu, cu pi pentru x aparține lui 1 infinit. Păi, absinus de 2x supra 1 plus x pătrat egal cu pi minus 2 arctangent x. Și sinus axis de 2x plus 1 plus x pătrat egal cu sin de pi minus 2 arctangent x. Sinul, dar sinus actual rămâne în 2x supra 1 plus x pătrat egal sinus de pi minus alfa. Sinus de pi minus alfa egal sin de pi cos alfa minus sin de alfa cos de pi. Deci egal cu sinus de alfa. Sinus de pi este 0, cosinus de pi e minus 1. Deci aici este sinus de 2 par tangentă de alfa, de dx, de alfa de dx. Acum, sinus de 2 alfa egal cu 2 tangentă de alfa supra 1 plus tangentă de alfa. E formă de 1.
tangenza quadrata a tangente di x. Tangente a tangente di x fa x, dice io su 2x su come x quadrato. Dice x, 2x su come x quadrato, più 2x su come x quadrato. Dice, io so vedere che c'è un po' meno i per meno i meno 1. Sinus da sinus, deci funcția directă din funcție inversă, e tocmai argumentul. Tangentă de tangentă de x fac cum x, funcția directă din funcție inversă. Tangentă de tangentă de x fac tangentă de tangentă de x tot la pătrat, fac x pătrat. Bun. Cazul 2. Pentru minus infinit 1. Deci 2 arctangent de x plus arc sin de 2x la 1 plus x pătrat egal cu minus i pentru x aparține minus infinit 1. Deci arc sin de 2x la 1 plus x pătrat e minus minus 2 a tangentă de x. Sinus de a sinus de 2x supra 1 plus x pătrat egal cu sinus de minus pi minus 2 a tangentă de x care egal cu minus sinus de pi plus 2 a tangentă de x. E funcție impară. Sinus de a sinus la formă de x x egal cu minus sinus de pi plus alfa egal cu sinus de pi cos alfa plus sinus de pi sinus de alfa cos pi egal cu minus sinus de alfa. Sinus de pi este 0 cos de pi e minus 1. Deci egal cu minus sinus de tangentă de la tangentă de x. E egal cu sinus de tangentă de la tangentă de x. De sinus de 2 la tangentă de x, pardon. Și minus cum s-a făcut, da? Sinus de 2 la tangentă de x. Și am văzut că sunt egal. Deci 2x supra 1 plus x pătrat egal cu 2x supra 1 plus x pătrat. Este de plin. Deci, la fel se face cu derivata. Adică arctangent de x plus arcsinus de x derivat, da? Trebuie să dea 0. Constanta fac 0. Și aici intervin cu minus 1 și cu 1. Deci ei s-a văzut. Se calculează cu trigonometric, apoi se ia cu hx egal cu asta, dacă o derivez, deci vine 2 arc tangent de x plus arc sinus de 2x supra 1 plus x pătrat egal cu i, pentru x sau asemenea cu 1 și o derivez pe asta. 2 a tangentă de x egal cu arc sinus de 2x supra 1 plus x pătrat derivat i derivat arc tangentă. Și acum se fac 2 supra 1 plus x pătrat plus este 2x supra 1 plus x pătrat derivat supra radical de 1 minus 2x supra 1 plus x pătrat la pătrat dacă e egal cu 0. Și aici, 2x supra 1 plus x pătrat derivat de 2 supra 1 plus x pătrat
aquele mapa bem grande, com 1,5 quadrados, 1,2 quadrados, fica 1,5 quadrados lá para dentro. E também 1,5 quadrados, fica 1,5 quadrados lá para dentro. E aí fala, 1,5 quadrados lá para dentro, menos 4,5 quadrados, deixa eu ver, menos 4,5 quadrados, deixa eu ver, este 1,5 quadrados, 1,2, 1,5 quadrados, 2,2. Deixa este lado de x, menos 1 quadrado, lado de x, plus 1 lá quadrado. Deixa o tomado. Aí já vem 2, supra 1,5 quadrado. Aí já vem plus 2 para 1, menos 6 quadrados. Eu digo 1,5 quadrado, por outro lado quadrado, 6 na chave. 1 x menos 1, modo x menos 1, x plus 1, modo 1. Supra 1,5 quadrado. Ăsta o să se duce, egal cu 0. Deci 2 supra x pătrat plus 1, plus 2, 1 minus x pătrat supra modul de 1 minus x pătrat, deci 1 plus x pătrat, egal cu 0, pentru x aparține la 1 infinit. Se vede cu minus. Deci de-aia a venit cu asta, când se dă un interval, da? La fel pentru cazul al doilea, ne dă tot cu, ne dă 0 și pentru x aparține un minus infinit 1 și tot egal cu 0. Să fac prin, deci prin metodele ori pură trigonometrie, ori analiză, analiza trigonometrie, geometrie, algebra, se întrepătrund.